Ați auzit despre ajutoarele care vin din România, Rănoia, Republica Moldova? Parcă am mai aud pe televizor, dar eu nu-i cam cred. Ele vin, sunt puncte de ajutare, ca de exemplu, autobuze pentru ele. Asta am văzut. Buze. Pentru poliție am văzut, dar mai mult n-am văzut nimic. Da, la fel au renovat peste 1000 de grădinițe. Asta tot am auzit. Burse pentru studenți basarabieni în România. Asta e în România, dar nu la noi. Și la noi la fel. Sunt multe universități, filiale din România și elevii noștri care acolo învață primesc burse. De altfel ne-au ajutat cu 15 milioane pentru proiecte ecologice, 125 de milioane pentru ajutor financiar care nu trebuie să-l întoarcem, ambulanțe, elicoptere, vaccinuri. Și noi avem aici o scrisoare care o trimitem în România. Îi mulțumim pentru faptul că ne-au ajutat cu toate chestiile astea și la fel noi cerem în continuare asistență cu, adică cerem de la ei ajutare. Apărarea comună ca să menținem pace și liniște în țară. Că ați auzit despre situația din Ucraina, cred că este una gravă. Și noi am dorit ca la noi în țară să fie pace și liniște, să nu fie război. Acolo, la Ucraina, mor oamenii de rând, simpli, care nu sunt cu nimic vinovezi. La fel, noi cerem investiții să vină din Occident și România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate. Deoarece la noi în sate locuri de muncă nu prea sunt și toți pleacă peste hotare, majoritatea. Mai ales tineretul și adică dacă țara ar avea un viitor mai bun, dacă ar fi tineretul aici, dar la noi tinerii pleacă, toți care să facă ceva bani. Chiar dacă sunt locuri de muncă, sunt slab plătite. La fel, infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă, trasă, canalizare. Că deputații noștri multe ce promit, dar undeva noi rămânem doar cu promisiunile lor. Dacă la dumneavoastră în sat este canalizare, apă, trasă. Apă avem, dar canalizare nu. Da, că vedeți, adică, și noi am mai fost prin mai multe localități, undeva nici apă nu-i trasă. La fel, ajutor cu pensiile și leacuri pentru bolnavi, deoarece la noi pensiile sunt foarte mici. Și oamenii nu își pot permite o viață decentă, adică mulți pensionari, bătrâni care mai ales dacă sunt bolnavi, spun că toată pensia, majoritatea pleacă la farmacie. Da. La fel, lupta cu corupție și birocrație. Asta și e luptă, și asta e luptă. Dar, da, asta nu se rezolvă asta așa. Asta și e luptă și... Dar, oricum... Ei prindesc milioane și nu au făcut măcar o budcă de făcut papuși de remontat. Asta dar e... noi prindem de milioane și milioane din Europa, da. Unde se duc? S-au deschis ceva locuri de muncă? Nu. Nu, puteți să. De asta își spunem, adică să luptăm cu asta. E greu, dar de luptat. De la noi corupția la nivel înalt. Cine se luptă? Că el așa de 4 ani și așa e... Noi văzut că era la 2-le ani, am 40 și 50 de milionari din parlamentari. De unde? Într-o an de 10 milionari. Corupția. Fură. Fără și nu fac nimic pentru stat. Aici patru îți duc, azi vii alți patru ani și iară îți fac tot așa. Dar cine știe, pe viitor poate să schimbe ceva. Când am să crească, ea ca voi să creșteți, poate alți care încă de amu. Pentru adică, pentru... Da, pentru viitor. Pentru copiii voștri, pentru da, da? Să fie de acord cu așa altfel. Eu la bine, eu cu tete sunt de acord. Eu sunt de acord cu tete, da? Dar cu unirea cu România, ce părere aveți? Eu știu așa, dacă e... E bună să duci în România, să trăiești aici, dar nu-i tot așa. Dă locuri de muncă și nu trebuie... Crezi că mare bucurie au așa când astea iei pe noi cu straista goală.